Mă numesc Grigore Ionela, am 50 de ani, sunt din București, sunt familistă, am două fete, una de 30 de ani, una de 15 ani, sunt mai nou și bunicuță a unei fetițe de 8 luni. Parcursul vieții n-a fost ușor. Au fost și greutăți, au fost și lucruri bune. Lucrurile bune pe care le-am făcut sunt cele două fete. Dar mai sunt și altele, dar care sunt cu o însemnătate mai mică. Am avut și necazuri de-a lungul vieții. Îmbolnăviri, când eu, când soțul, când fetele, dar le-am trecut pe toate. Este mare lucru să fii o familie unită și să treci peste orice. E greu să fii mereu lângă familie, să ai două fete, să le întreții, să le îngrijești, să ați fost nevoită să faci sacrificii. Sincer, nu a fost greu. Atâta timp cât îți iubești familia, nu a fost greu să ai grijă de familie. Am făcut sacrificii, adică să muncești, să știi că nu îți ajunge, să muncești din ce în ce mai mult și să vezi că tot nu îți ajunge, să le oferi copiilor ceea ce au nevoie. Dar ne-am descurcat dintre o vânzătoare ca mine și un soț taximetrist. Nu avere mare, nu se face, dar am trăit decent. Vânzătoare unde ați fost? Vânzătoare la ce? Sunt vânzătoare de mezeluri în Piața Obor. Deci sunteți un fel de, se poate spune măcelar? Se poate spune și măcelar, da. Atâta timp cât lucrez și cu un feliator, da. Dar sunt mezelăreasă, normal și de drept. Și pasiunea pentru gătit de unde? Cum? Din gospodărie? Ați văzut undeva? Pasiunea pentru gătit o am de mult, de când eram copil. Am crescut singură cu mama. Tatăl meu ne-a părăsit când aveam eu 7 ani. Mama mea fiind o persoană care a suferit foarte mult în viața asta, a trebuit să încerc să o ajut cu ceva. Cu ce am putut, cu ce am știut să fac, cu învățăminte de la ea. Ea are o premiză a ei, din nimic să-ți iasă ceva. Adică, din puținul care l-ai, să faci mai mult, ca să hrănești mai multe guri. Asta am făcut de-a lungul vieții, să ne ajungă mâncarea. Am întins-o, am îngropit-o. Am înnodat-o în așa fel încât să ajungă la toată lumea. De gătit gătesc de foarte mulți ani. Mai nou de vreo, să zic, vreo 7-8 ani, am început să caut tot felul de rețete. Nu umblu prin restaurante ca să văd cum sunt platinguri sau... Dar mă uit pe telefon și îmi face cu ochii o rețetă, pun mâna și o fac. Poate că nu o rețetă scumpă, cu produse scumpe, dar cu preparatele, cu produsele pe care le găsesc, cu alea fac preparatele și le încerc și, sincer, orice preparat îl fac, are gustul meu. Nu știu dacă are gustul unui restaurant sau gustul altui preparat. E pe gustul meu, să-i placă familiei. Dacă lor le-a plăcut, mi-a plăcut și mie. Ție, spuneți-mi puțin despre jobul ăsta pe care îl aveți dumneavoastră în Piața Obor. Dați de tot felul de oameni, presupun. Cum e toată interacțiunea asta cu oamenii din Piața Obor, din București? Interacțiunea mea cu oamenii din Obor... Deci, sunt vânzătoare de 30 de ani. Asta urma să vă întreb. De 11 ani aproape, am trecut de 10 ani, lucrez în Piața Obor. Majoritatea clienților, sincer, mă iubesc, la fel cum mă iubesc și eu.
Sunt multe persoane care țin la mine. Sunt multe persoane la care țin. Și nu vă spun vecini care sunt, au magazine lângă mine. Îmi place, sunt respectată și la fel îi respect. Da, presupun că între toți oamenii ăștia frumoși nu mai dați și de oameni de ăștia care vă strice starea, cumva, vă strice ziua. Sincer, mai am și clienți care poate că nu sunt potriviți pentru gustul meu. Eu sunt o persoană calmă. Probabil ei sunt mai vulnerabili puțin și nu ne pupăm, suntem ca doi magneți cu poli diferiți. Da, exact. Așa că, sincer, nu cred că ar putea cineva să spună ceva rău despre mine. În sensul ăsta că, ce pot să spun, mai am și ceva clienți din ăștia, dar nu-i bag în seamă, nu ripostez. Okay, este greu cu ei. Probabil așa le este nația. Probabil că n-au cu cine vorbi acasă, cu cine discuta. Și ies la piață și se ceartă cu vânzătorii. Deci nu numai cu mine, în general. Ați avut vreodată un client care să vă vină și la sfârșitul cumpărăturilor să-i spuneți, băi, nu mai vreau să mai vin niciodată pe aici. Gata. Dintre toți clienții mei, am două persoane cu care nu mai interacționez sub nicio formă și nici nu-i mai servesc. O persoană, o doamnă, de fapt sunt două doamne, m-a pus să-i feliez slănină. Feliatul la slănină este ceva foarte greu. Sincer, nu mi-aș putea permite să-mi pierd degetele la feliator pentru a felia slănină. Feliez orice, dar slănina e ceva periculos și alunecos. Adică asta ar fi însemnat să-mi tai eu mânuțele. Da, să vă puneți în pericol. Da. Și cealaltă persoană niciodată nu-i convine din bucata din care îi dai. Orice aș face, oricum aș da-o, dânsa nu este mulțumită. Dacă am tăiat dintr-o bucată, și nu am feliat-o exact cum a vrut ea, mi-a refuzat produsul, deci am rămas cu preparatul feliat. Și de atunci am rugat-o să nu mai vină. Deci există și situații există de genul. Există și situații. Și spuneți-mi și care e mâncarea preferată a familiei? Pe care o gătiți cel mai des? Care dish este cerut cel mai des de familie? Ce le place alor mei? Mușchiuleț în crustă de verdețuri le fac foarte des. I-ați răsfățat? Da. Prăjituri de casă, întotdeauna. Chiar și ieri am făcut o prăjitură cu nectarine și am făcut înghețată cu caramel. Ați făcut-o dumneavoastră? Da. Mai bine nu vă întrebam care e dish-ul preferat al familiei. Nu neapărat. Le fac de toate. Ei mănâncă ceea ce le fac eu. Spuneți-mi puțin și așteptările la MasterChef. Cu ce gând ați venit? Ce ați dori să învățați? Ce ați dori să experimentați aici? Aoleu! Ce aș dori să experimentez? Eu am venit dintr-o prostie. Am zis și eu să văd cum este. Dar a fost atât de plăcut până acum încât nu-mi vine să renunț. Am vrut la un moment dat să renunț. Pentru că peste puțin timp am nuntă cu fata și m-am gândit că din cauza contractului nu voi fi liberă. Pe 27 iulie am nuntă cu fata și am zis dacă nu-mi dă liber, eu nu pot să lipsesc la nunta fetei. Și pentru că e ceva important pentru mine, ca mamă. Și am vrut să renunț. Să fac un preparat greșit ca să ies din concurs. La un moment dat m-am gândit, zic că am ajuns până aici, de ce să nu merg mai departe? Este meritul dumneavoastră, în primul rând. Am să fac orice mi-este posibil să merg mai departe.
indiferent când voi ieși din concurs, am să ies cu fruntea sus, că nu mă așteptam să fiu printre cei 20 aleși. Și am să plec mândră din concurs. Deja trebuie să fiți mândră. E o bucurie mare că ați ajuns în ultimii 20? Pentru mine e o bucurie mare. Pentru că mi-am dorit și eu să fac și eu ceva. Să câștig și eu ceva. Nu neapărat bani, dar un pic de prestigiu de femeie apreciată. Pentru mine a însemnat mult. Și observ și la familia mea, parcă sunt mai apreciată mai mult acum. Frumos. Mama mea gătește mai bine. Sau, cum a zis soțul, dacă nu te învățam eu să gătești, nu ajungeai aici. E meritul dumneavoastră și mă bucur foarte tare că ați ajuns aici. Mulțumesc.